Bună seara! Astăzi, la interviurile juridice, alături de mine este domnul avocat Viorel Dinu, partener Bondoc și Asociații, care îi spun bună seara și mulțumesc pentru că ați venit astăzi la noi. Bună seara! Domnule avocat, nici nu știu dacă suntem în plină criză sau la începutul crizei cu coronavirus. Vă întreb ce poate aduce coronavirus pentru avocații pledanți. Știm că au fost protestele. Acum e coronavirus. Băi, ne gândim pe loc, pe moment, la ideea că s-ar putea iarăși închide tribunalele, că s-ar închide activitatea judecată. Doar tribunalele credeți că se vor închide sau și judecătoriile și curțile? M-am referit generic. Pentru că în toate locurile se adună justițiabilii când e cazul, când sunt chemați acolo. Așa că, evident, pe primul loc ne gândim că s-ar putea să se oprească din nou activitatea, să se amână iarăși toate cauzele. Eu sunt avocat de litigii, dar nu în litigii penale sau în dosare penale, nu știu acolo ce vor face, unde acolo sunt termenele fiind mult mai scurte și mai stricte decât în materie civilă. Pentru noi a însemnat din nou amânări, ceea ce bineînțeles că poate crea probleme majore în unele cauze, iar în altele este o mare ușurare pentru cine e interesat să amâne, bineînțeles va fi o bucurie, pentru cine nu va fi un dezastru. Dar clienții au cărcotit la protest când au aflat că li s-a amânat cauza fără să fie motiv de amânare? Nu, nu pot spune că ceea ce vește activitatea mea am avut cărcoteli de genul acesta, plus că nu a fost vorba de prea multe amânări. Dar dacă se repetă lucrurile acum dintr-o dată, s-ar putea să fie probleme mai mari. Nu putem anticipa ce va fi din punctul ăsta de vedere. Bun, sunteți avocat pledant. Care credeți că sunt calitățile unui avocat pledant? Cred că una din principalele calități trebuie să fie adaptabilitatea și capacitatea de a accepta că orice este posibil. Deci, în instanță, nu există că nu se poate, că sigur nu se va întâmpla, că este exclus să. Experiența de până acum arată că trebuie să fii pregătit pentru lucrurile cele mai neprevăzute sau cele care aproape nu se trec niciodată pe cap. În litigiile importante, în situațiile sensibile, critice, în general, un avocat pledant cu o echipă de câțiva oameni, dacă nu chiar mai mulți, face ceea ce americanii numesc un brainstorming și se gândește la toate scenariile și alternativele care pot surveni într-o ședință de judecată. Pentru că asta îți dă posibilitatea de a câștiga, cum să spun, strategic într-un litigiu, pe o cerere, pe o excepție, pe a avansa cu procesul atunci când partea adversă, de exemplu, caută șicane să-l amâne. Nu mă refer la calități mai mult sau mai puțin standard, cum ar spune unii, profesionalismul, integritatea. Acestea de ce n-ar fi calități? Sunt calități, dar asta trebuie să aibă oricine ar fi în barou, să zic, sau cine desfășoară profesia de avocat. Cum ar spune americanul. Exact, sunt calități pe care oricine trebuie să le aibă, care practică avocatura, inclusiv cea de consultanță. Dar aici, în mod particular și special, m-am încercat să mă refer la această calitate de a te adapta, de a ști să schimbi strategiile destul de repede și, sigur, de a fi pregătit și pentru lucruri pe care nu le-ai prevăzut în analiza aceea care ai făcut-o înainte de litigiu. Am făcut mențiunea asta pentru că am observat la alți colegi care nu merg în tribunale că au tendința de a da, cum să spun, rețete mai sigure sau de a face analize foarte teoretice uneori, fără a se gândi totuși că în situațiile din practica instanțelor de judecată survine inevitabil un grad de subiectivism. Judecătorul e supus unui subiectivism inerent, oricât ar vrea el să fie de obiectiv. La ce vă referiți, domnule avocat? Mă referim la situația în care, nu știu, ai pe de o parte o parte puternică, potentă și financiar și deci pe cealaltă parte pe cineva care se vede de la distanță că e într-o poziție de inferioritate. Și instanțele cu cine înclină? Trebuie să încline balanța așa cum rezultă din situația aplicării legii acolo. Asta este normal.
Dar asta, și asta înseamnă că de foarte multe ori, în modul cel mai corect din punct de vedere legal, balanța înclină în favoarea celui puternic de acolo. În situația asta poate exista tendința de a găsi orice e posibil ca balanța totuși să nu încline atât de neechivoc în favoarea părții mai avantajate, tocmai pentru că te uiți și la cel mai mic și la cel mai strâmtorat și spui hai să nu-l strivesc chiar în halul acesta. Vi s-a întâmplat să fiți în cauze în care să fiți pentru cel strâmtorat și să aveți de partea cealaltă compania puternică? Și să simțiți din partea instanței un oarecare subiectivism? N-aș putea spune că în practica mea am avut clienți foarte strâmtorați financiar. Asta nu înseamnă că, cum să zic, au curs așa onorariile de în partea celorlalți, pentru că și ceilalți sunt extrem de atenți la cât cheltuie cu avocații de regulă. Dar am fost de partea unor părți dezavantajate poate din alt punct de vedere, din punct de vedere al situației lor de acolo, din punct de vedere al acțiunilor care le-au făcut, adică au ajuns în situații mai mult sau mai puțin ingrate, dificile din punct de vedere legal, în care potențial puteau pierde, dar din motive care nu neapărat erau date de ceva extrem de grav săvârșit de ele. Și în situațiile astea, într-adevăr, simți poți conta sau poți invoca măcar un set de circumstanțe, da? Și duci să încerci să cel puțin să duci judecătorul spre o interpretare a legii, spre o ceva care nu care să-ți scoată partea dintr-un necaz în care a ajuns, ca să zic așa. Și în afară de adaptabilitate, ce alte calități mai trebuie să mai aibă un avocat? Trebuie să fie o persoană dispusă foarte ușor să accepte o a doua opinie, tocmai pentru a putea. Sunt avocații pledanți dispuși să accepte o a doua opinie? Dacă vrei să-ți faci bine treaba, eu zic că da, pentru a avea totdeauna un plan de rezervă. Și pe cine să întrebe? Păi nu întreabă pe nimeni, discuți cu clientul, cel puțin al doilea punct de vedere, a doua versiune. O discuți cu, dacă vrei, și cu tine însuți sau cu echipa cu care ești în spate, dacă o ai. Aceasta, deci am spus, adaptabilitatea, capacitatea de a accepta o a doua opinie și de ce nu o anumită rezistență la efort. Da? Pentru că avocanții pledanți suntem cam toți umblăm. Am cunoscut oameni care nu s-au făcut avocați pledanți pentru că trebuiau să ajungă la 8:30 în tribunal. Nu pot să cred. Înseamnă că nu-și doreau cu adevărat. Că nu pot să cred că nu s-au făcut pentru că nu se trezeau dimineața. Oricum trebuiau să ajungă la birou. Hai să zicem că probabil a fost un factor în alegerea lor. Mai degrabă. Da? Așa, ai situații în care nu te trezești doar la 7 dimineața ca să fii la 5. La 5 ca să ajungi la Constanța la 8 da. Și sau jumătate. La Galați, sau în altă parte. Deci este și asta un factor de avut în vedere. Acum avem aparatură electronică, avem BlackBerry, avem laptop. Trebuie să știi să te organizezi programul care este destul de solicitant în lucruri într-o societate de avocați și cu clienți care, dacă ar putea la 3 noaptea să te sune uneori, te-ar suna și la 3 noapte. Și atunci trebuie să știi să-ți organizezi timpul. Ai o deplasare o zi întreagă, dar trebuie să termini în 2 zile o întâmpinare care nu e neapărat simplă. Cum le împaci pe amândouă? Au fost vreo săptămână în care v-ați culat în fiecare zi la ora 5? Ca să mergeți la vreo instanță? Nu, chiar în fiecare zi, nu, pentru că nu poți să faci lucrul ăsta. Vreo 2-3 zile la rând, da, s-a întâmplat. Dar chiar toată săptămâna cap-coadă, nu. Păi dacă e așa, am cunoscut colegi care au plecat în circuit, au plecat luni și au venit vineri. Și atunci nu știu la ce oră s-ar fi trezit. Noroc cu echipa, nu? Da, noroc cu echipa care la sediu central rezolva o parte dintre probleme și ți-a asigurat sprijinul respectiv. Da, omul de plecat, presupun că în momentul ăla chiar a plecat cu cele 4-5 dosare în fiecare zi a săptămânii în altă parte. Plus roba. Plus roba. Cum vă gândiți pledoaria? Pledoaria se gândește în funcție de caz. Da. Cât de vast este, cât de dificil, cât de stereotip este. Sunt situații, uh-huh. Am trecut prin asta, de litigii foarte similare.
Nu am avut eu personal niciodată litigii gen recuperări creanțe bancare sau seturi de sute de dosare de dosare ale, cum să zic, pe dreptul consumatorilor, cum se spune, contestații ale persoanelor care au luat credite la bancă și cu clauzele cer abuzive. Exact, clauzele abuzive. Nu-mi găseam acum expresia cea mai potrivită. Nu am avut dosare de genul ăsta, dar am avut serii de dosare care semănau foarte mult între ele. Și atunci, sigur că pregătirea predoariei este mai simplă după un an, doi, chiar mai mulți în care ai rulat aceste dosare în toate căile de atac, problemele nu mai sunt noi. Apare dificultatea că aproape de fiecare dată e ceva diferit de la un dosar la altul și ca să nu fii prins pe picior greșit, trebuie pur și simplu să citești dosarul înainte. Deci cum pregătim predoaria? Citim dosarul. Simplu. E simplu, da. După părerea mea, e cel mai important că omul să știe dosarul când intră, pentru că dacă nu, poate fi într-o situație penibilă, pe de o parte, și prejudiciantă pentru client. Și... Penibilă ca penibilă, dar ce facem cu clientul? Păi da, prejudicial pentru client, cum să spun, chiar din punct de vedere statutului profesiei de avocat poate fi o problemă, da? Pentru că ai obligație, atenție, să-ți pregătești cauzele. Și se începe până a citi dosarul, până a ști ce se discută a doua zi. Pledoaria, dacă întrebarea a fost pledoaria de fond... Nu neapărat. Bun, cu atât mai mult ceea ce am spus până acum este, din punct de vedere, valabil. Adică ne pregătim pentru a doua zi cu ce avem de făcut. De depus niște acte, de susținut o excepție. Uneori o pregătire asta nu ia doar o zi. Poate să ia și o lună, poate să ia și toată perioada între două termene. Da? Vorbesc de niște situații concrete care le am acum pe rol, în care vorbim de înscrisuri voluminoase, să zic, adică foarte multe și peste care nu se poate trece într-o zi sau chiar două. În general a dispărut epoca dosarelor care se pregăteau de pe o zi pe alta, cel puțin în București, cel puțin în nivelul în care am lucrat întotdeauna, n-am prea mai avut nu dosare de câteva poate. File. Da, nu cred că se poate. A trecut epoca aia, a trecut epoca dosarelor de câteva file, au mai rămas până și o plângere contravențională. Și aia necesită studiu. Și vorbim de cele simple, nu vorbim de contravenții din domenii specializate care impun o legislație specială și pe care trebuie să le prezinți într-un anumit mod ca să le înțeleagă și instanța care nu e învățată neapărat cu domenii strict specializat. Care e rolul echipei în pregătirea pledoariilor? Adică vă împărțiți dosarele? Vă împărțiți munca pe dosare? Sau se lucrează în echipă pe un anumit pe dosare? Este un amestec între cele două, privit la nivelul unei firme de avocatură și la unei serii de dosare care o are la un moment dat. În sensul că strategia pe dosar, ce facem, ce susținem, practic, este de regulă o discuție de echipă, da. După care unul sau două persoane preiau activitatea efectivă și pun în practică ceea ce s-a discutat, ceea ce s-a decis în comun. Actele le face un avocat și pledoaria o susține altcineva sau este una și aceeași persoană care face actul și care merge în instanță? Apropo de pregătirea și mersul la instanță. De regulă, hai să spun, de regulă este o deosebire între pregătire și susținere. Mai rar se întâmplă ca chiar omul care a făcut întâmpinarea sau cererea acela să ducă dosarul individual până la capăt. Sunt colegi care fac asta, sunt convins, cei care încă au cabinete individuale, cei care lucrează la un nivel la care se mai poate practica în acest mod și au toată stima și toată aprecierea mea, pentru că e chiar o muncă foarte serioasă și o întreagă răspundere acolo a lor și a clienților pe care îi reprezintă. Deci avocatul poate să facă o întâmpinare într-un dosar. Face tot. La dumneavoastră, la Bondopi Asociații. Da. Și după aceea uite de dosar, preluând probabil o reconvenționare într-un alt dosar. Se poate întâmpla și treaba asta. Nu înseamnă că nu mai revenim asupra primului dosar la un moment dat. Dar, într-adevăr, nu. Eu, de regulă, cu echipa cu care lucrez, încerc să dau forma finală la documentelor care se depun la instanță și mai rar să le creez de la zero. Pentru că a le crea de la zero este o muncă destul de micăloasă și care ia foarte mult timp. Nu că mi-ar place să fac lucrul ăsta. Credeți-mă că mi-e dor de a lucra un dosar așa complet. Dar nu mai am, hai să zic, luxul de a avea această mică plăcere. Da, a venit cineva să zică,
domnul avocat, nu știu de unde să apuc dosarul ăsta. Nu știu de unde să-l apuc, pur și simplu. Ei, se întâmplă. Se întâmplă și când situații de genul. Când să vă zică chiar așa. Sau să fac acolo prostiile prostă, măcar să vă prezinte ceva fără să vă spună. Nu, s-a intrat într-un alt mod foarte, foarte interesant. Da, la generația cred că noi... dosar, da, un model chiar... Un model nou? Un model nou. Ce... Care este nou? Ia că vă spun imediat. Cred că în dosarul ăsta trebuie să le spunem să cadă la înțelegere. Deci nu mai vreau să spun că n-are soluții. Noi, mai bine să înțeleg. Mai bine să cadă la, da, mai bine să cadă la înțelegere. Zic, de ce? Păi uite, așa zic, hai să vedem. Deci, să lăsăm avocații și să vină părțile, să se înțeleagă, da, să se înțeleagă ei. Bun, mesajul era foarte clar că partea adversară o cere foarte fondată, foarte clară, nu prea avem ce scrie, nu prea avem cum să ne apărăm, cum ne apărăm în dosarul respectiv. De fapt, de acolo pornea, adică exact în direcția care m-ați întrebat. Și ce le-ați zis? Păi asta le-am spus, stai puțin, de ce? De ce? Și ok, am constatat că nu era într-adevăr o cea mai fericită poziție, dar până la urmă a fost destul de spus chiar în dosarul acela. Am înțeles. Cel mai greu termen la care ați fost vreodată, în care să stați și care să susțineți cauza? Da, a fost un asemenea termen. Hai să zic că din rațiuni de confidențialitate nu pot să intru în detalii. Și nu că nu o să vă întreb partea, să vă întreb ca și timp. A, ca și timp? Da. Ca și timp a fost aproape o zi întreagă. O zi întreagă? Da, o zi întreagă. Wow. A fost aproape o zi întreagă. Dacă nu mă înșel, la un moment dat, au trecut aproape 10 ani de atunci. Cred că am pornit totuși la prânz, s-a stabilit o oră specială, oricum, pentru că era un dosar mai special. Erau două părți? Sau mai multe? Nu, două părți. Formal erau mai multe, dar nu contează asta. Esențial erau două tabere, hai să-i spunem, care așa, se luptau. Tabere. Da, și s-a suspendat ședința, s-au chemat judecători să soluționeze incidente procesuale, s-a reluat, am plecat seara târziu de la instanță. E puțin oricum față de ce se stă, repet. Nu, în penal, eu suntem obișnuiți, da. În penal e altceva. Pentru standard de civil și unde se și întâmpla la înalta curte, a fost deosebit. A fost cu totul deosebit. Am mai stat alte ori, dar astea sunt din, iarăși, dificultățile, pot spune, activității de avocat de litigii de dimineață până la ora 4 după masă, într-un dosar relativ mediu ca... Și complexitate. Complexitate, importanță. Mm-hmm. Asta se întâmpla cu mai mulți ani în urmă, când a fost un boom de dosare la secția de litigii de muncă și asigurări sociale la tribunal. Da, s-au adus dosare cu camionul, contestare, pensii, salarii și dosarele, că zic, obișnuite ale salariaților care contestau sancțiuni sau concedieri, se pierdeau prin zeci de mii de alte dosare. Și cu ocazia aia am stat de dimineață până la ora 4 după masa în instanță, pentru o treabă relativ de rutină. Aveți un avocat preferat? Vă gândiți la o persoană? Vă gândiți la o tipologie? La o persoană, la o persoană mă gândesc. Nu, n-aș putea spune că am un avocat. Dar poate să fii și în altă parte, nu din România. Că am văzut că a studiat în America. Da, asta nu înseamnă că știu pe avocații din America. Dar poate ați văzut și v-a plăcut. Da, am văzut mulți oameni care mi-au plăcut, oameni care lucrează în domeniul, să zic, nu a dreptului internațional, asta e o sintagmă cu multe înțelesuri, dar oameni care lucrează în domeniul dreptului afacerilor, care implică și comunicări cu alte țări, cum a fost și cu România, care au implicat proiecte cu clienți români, să zic, așa. Afaceri cu România. Și m-am admirat în afară, faptul că au posibilitatea de a se specializa și limita la anumite domenii. Dar ceea ce le face viața mult mai ușoară. Ca avocat de litigii, la noi mi se pare mult mai greu. Ca avocat de litigii, adică la noi... Adică facem civil și penal. Civiliștii fac de toate și penaliștii fac penal, nu? Adică dumneavoastră face și muncii, vă duce și la înalta curte unde nu sunt dosarele de muncii. Să zicem că e o practică variată. N-aș putea spune că le fac pe toate și sunt, la fel sunt conștient că există avocați care și pe civil s-au calat permite arii de practică și fac numai asta. Nu e cazul meu. Da, nu e cazul meu. Există clar o colaborare cu avocații de consultanță care se ocupă în anumit domeniu când e cazul.
Dar ca să vin la întrebarea pe cine admir sau cine nu, nu vreau să vă fofilați sau nu vă fofilați? Nu. Dacă eram în tribunal era altceva. Dar aici nu mă fofilez, am admirație pentru mai multe persoane, dar nu, hai să nu nominalizez una. Nu știu, m-aș simți aiurea neglijându-i pe alții foarte buni de asemenea. Spuneți-mi, Nai, cum a fost stagiul în America? Ce ați făcut acolo? Eu știu, dar vreau să răspundeți. Am înțeles, da, a fost de mult. În primul de rând, mult a fost, când? A fost de mult, a fost în intervalul 2002-2004. Și suntem în 2020. 2004. Deci eu, cineva care se năștea în 2002 face majoratul anul ăsta deja. Deci e chiar mult timp de atunci. Nu, a fost un curs de master. Nu a avut o specializare anume. Stați așa, de ce v-a dus Taman în America la un curs de master? Pentru... V-ați dorit? Da. Musai? Da, mi-am dorit un curs de master. Inițial mi-am dorit asta din facultate, chiar mi-am dorit. Am fost la un pas de a pleca în Anglia, nu în America, la finalul facultății. Nu s-a întâmplat atunci. La o firmă să lucrați sau nu. La un master? La un master în mediul universitar. Și s-a concretizat această dorință la mea 5 ani mai târziu, după terminarea facultății. Termen limită, aș spune, pentru a face un master în domeniul juridic. Nu termen limită, nu pentru că Viorel Dinu a fost la 5 ani după, erau și alte vremuri oricum, din perspectiva resurselor financiare de care dispunea un avocat și oricine, da? Știm toți că altele sunt veniturile azi de câteva acum 20 de ani. Deci motive obiective am ajuns abia atunci. Dar am spus că e termen limită pentru că domeniul juridic comportă această particularitate. Uh-huh. E bine să faci masterul ăsta cât mai repede cum ai terminat, ca după aceea, când ai intrat în profesie, să ai o continuitate în dezvoltarea profesională. A fost foarte frumos, a fost foarte util, a fost foarte special ceea ce am făcut, chiar cred cât lucrul ăsta. Am stat în America cu totul și cu totul un an și 8 luni. Unde? În Washington, chiar în capitală. Un an academic, 2002-2003, deci până în mai 2003, au fost cursuri la universitate, am redevenit student. Da. Făceați la școală? La facultate? Da, 100% da. La școală, la facultate. Ați chiulit vreodată? Nu, acolo nu se chiulește. Da, noaptea se făceau chefuri? Se făceau... Da și nu. Da și nu. Da, pentru cei care se duceau, nu pentru cei care preferau să O să revin imediat la chef. Erau plictisitoare? Păi, cum se dădea muzica mai tare, venea poliția. Drepturile acolo erau respectate. S-a întâmplat asta de 3 ori, la început anului, la mijloc și la sfârșit. Da, deci ori de câte ori s-a dat muzica mai tare, a fost chemată poliția și trebuie să ne oprim pe loc ca să nu fie gazdele, să nu aibă mari probleme. Da? Acolo n-ai voie să bei în spații publice. Au făcut niște colegi din cămin o petrecere la sfârșit pe culoare. Nici s-a venit și s-a spus, nu se poate, duceți băutura înăuntru culoarei, spațiu public, nu se poate bea. Corect. Deci nu. Deci nu, la capitolul chefuri nu stau bine americanii. Na, stau bine, dar nu în felul ăsta, ca să spunem așa. Nu, am stat un an și 8 luni, un an a fost asta, un an, câteva luni a fost din toamna anului respectiv, a fost o mică perioadă de mică pauză, toamna anului respectiv un internship de 6 luni la o firmă de avocatură din Washington și între timp am dat și examenul de barou în Statele Unite, în barou din New York, deși eu am terminat în Washington, examenul l-am dat în statul New York pentru că așa sunt regulile acolo, ca să spun așa. Fiecare stat are propria lui formă de organizare a profesiei de avocat, diferită de cea de la noi, nu fundamental, dar diferită. Și baroul statului New York, în general, era un barou care primea mult mai ușor oameni care au studiat în alte sisteme de drept. În ce a constat examenul acolo, la baroul din New York? Examenul pentru a dobândi calitatea de avocat în America este organizat deci la nivel statal. Da. Este un examen teoretic, 100% teoretic. În unele state este mai ușor, în unele mai greu. Prima zi a reprezentat un examen din 6 materii standardizat pentru toate statele. Da. A doua zi, un examen care se concentra pe legislația statului în care dădeai urma să profesezi. Dar atenție, lucrurile iar pentru statul New York era dificil datorită cantității de informație pe care trebuia să o înveți.
pur și simplu. Asta era problema. În alte state ar fi fost mult mai ușor, dar nu erai primit pentru că nu făcusești toată școala în Statele Unite. Plătiți taxe și la baroul din New York? Da, plătesc taxe și acolo. Cât sunt taxele acolo? Pe lună sau pe an? Bianuale sunt taxele. Am făcut socoteala odată și e un pic mai puțin decât în România. Nu pot să cred. Ultima oară am plătit $375 per 2 ani. Ați plătit foarte bine. Da, asta spun că e mai puțin decât la noi. Ca taxă de... Și ați spus că a stat un an și 8 luni. Primul an a fost academic. Și celelalte luni? Celelalte luni a fost această internship, deci o activitate în cadrul unei firme de avocat. Firma nu mai există acum, deși era o firmă foarte prestigioasă la vremea respectivă, se numea Cudder Brothers. A fost perioada de criză, chiar anilor 2002-2003, a încetat până la urmă activitatea, avocații s-au regrupat în alte mari societăți de avocatură. Asta s-a întâmplat, deci nu am... asta e realitatea. Pentru mine a contat experiența. Ulterior, când am revenit în România, m-au întrebat mulți, mă refer la persoane cu care am interacționat, au fost extrem de interesate de ce și cât și unde am lucrat în Statele Unite. Mi-a fost greu să-mi dau seama de ce este atât de important să lucrezi acolo, din punct de vedere al unor corporații. Se pare că, nu știu... o anumită cultură corporatistă, un anumit mod de lucru, asta se urmărește cel mai mult, pentru că informația, mai ales juridică de bază, nu ai ce face cu ea neapărat în România, cel puțin în mod direct. Dar e vorba de un know-how și de un mod de comportare, un mod de a aborda lucrurile, asta se pare că e mai important. Două întrebări mai am pe final. Unde vă vedeți peste, nu 5, peste 10 ani? Unde mă văd peste 10 ani? Da, în profesie, așa? Și a doua, cea mai scurtă pledoarie, dacă sunteți de acord cu pledoaria să admiteți sau să respingeți recurs, depinde de ce parte sunteți, ca să aveți grijă dacă vreți de timpul judecătorului, depunând concluzii scrise. Pe prima, peste 10 ani mă văd, dacă sunt bine sănătos, tot avocat în baroul București, poate și baroul probabil și baroul New York, da, chiar dacă nu am folosit așa cum mi-am dorit de mult această abilitate. Nu se știe niciodată, domnule avocat. De acum în 10 ani, 20 de ani că suntem tineri. V-am zis de cât a trecut de când am fost. Mă uit în față, nu mă uit în spate. Ok. Deci nu, mă văd în continuare avocat. Aici nu am dubii foarte mari. Măcar că nu cred că mă pricep suficient de bine la altceva și prefer să-mi fac treaba asta foarte bine. Partner la Bondoc și Asociați, cred că vă pricepeți foarte bine. De fapt, alții trebuie să aprecieze lucrul ăsta. Nu, eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine și de asta rămân pe domeniul ăsta. Nu... Când fac aici o scurtă paranteză, sfârșitul anilor 90, da, anii 90, când am terminat facultatea, poate era și vârsta și faptul că, na, la terminarea facultății, oricine își caută un drum, se uită în stânga, în dreapta, mai schimb domeniul, nu mai e cazul la mine. Pe de o parte, am avansat deja cu avocatura foarte mult, am observat la alți colegi justificat că o anumită constanță din punct de vedere al profesiei, din punct de vedere chiar al locului unde desfășură activitatea, e benefică. Dacă lucrurile merg cât de cât bine, ține-o așa, nu are rost să schimb ceea ce funcționează. Mai bine. Fără a fi o lume. Ok, nu e o lume perfectă. Nu e o lume perfectă, dar funcționează și atunci schimbările nu sunt neapărat de bun augur. Acum, cu pledoria, admiteți sau respingeți. Da. Ca să revin la... Dar doar atât, având în vedere... faptul că s-ar putea ca unul judecătorul să fie obosit după, nu știu, 40 de dosare, 6 Haideți ore. Puțin. Eu când am început, cariera în 1997, la judecătoria sectorului 1 București, aveam 150 de dosare de la ora 8, jumate dimineața la ora 2. La ora 2 intra completul de ora 2 cu 200 și ceva de dosare. Sigur, era alta competență, așa. Erau alte lucruri, dar erau dosare, măcar că se strigau părțile și durează 2 minute până strigă și până trece mai departe. Așa că eu, din fericire sau nefericire, m-am învățat cu pledoarii scurte, dar nu chiar la stilul ăsta. De ce înseamnă pledoarii scurte? Adică le cronometrați în... Dar sunt instanțe care îți spun, aveți 5 minute sau 7 minute la dispoziție.
7 minute este enorm. Nu? Nu e enorm. Depinde ce, depinde ce dosar este acolo. Auzim pledoarii chiar foarte frumoase și de mai bine de o oră în dosare civile. Nu, deci, ca să revin, nu e cel mai frumos mod de a face avocatura, cu admiteți sau respingeți. Nu pot să exclud că pot fi cauze simple sau care lucrurile au deja o claritate foarte mare, în care, obiectiv vorbind, nu are rost să mai întinzi vorba. Da, nu are rost să stai nici măcar acele șapte, nici măcar 7 minute. Deci, fără a fi așa ultra ortodoxi ca avocați, nu, așa, trebuie pledoarii lungi, principiul oralității, să stăm, să nu știu ce, unde nu mai e nimic mare lucru de făcut și de zis, se poate merge și așa, admiteți sau respingeți. Dar de regulă, nu. Dar nu sunteți adeptul. Cum? Nu sunteți adeptul acestei. Nu, nu. Câteva concluzii, câteva lucruri, ținând cont, ok, și de timpul tuturor, că nimeni nu se scaldă, timpul e o marfă foarte prețioasă, nu sunt adeptul unui asemenea mod de a decide. Nu e cazul, totuși. Nu e cazul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Viorel Dinu. Mulțumesc și dumneavoastră. Seară bună, numai bine.